Salutare tuturor și bine ați venit la Sky Conqueror, episodul, sincer, cred că 5 sau 6, ceva gen. Ultima oară când m-ați lăsat, de fapt, nu aici eram. Am mai făcut niște lucruri în afara filmărilor. Am început să fac podul. Am început să fac podul, dar încă nu e gata. Și m-am gândit așa. Am văzut eu un video, tot de Sky Conqueror. Nu știu cum o dat unul de un sistem de cave-uri în peștera în care l-am găsit pe bobiță ăla, știți? Ar trebui să mă bag acolo. Adică să mă strecur cât mai silențios. Oră. Cam asta ar trebui. Creeper-ul ăla mă stresează. A trebuit să mă strecor cât mai silențios și să mă duc acolo cât mai repede posibil. Și a găsit acolo un cave system, da? No, bun. Uitați așa. Fac uite așa ni, ca să... O să dau un el. Era cât pe ce. Bun, să ne uităm. Nimic. Puteți microfon. Pune-te. Bă, ce stiți așa mult creeper pe mapa asta? Dacă pușcă, am bulit-o. Hai că nu pușcat. Bun. Hai să dăm un rush. O, doamne. Dar să te zbulți, bă. Las că ajunge. Bun, hai să vedem unde era peștera aia, unde l-am găsit pe Bob. Știu că era plină cu apă. Caiate. Uite ce-o zburat. Uite aia. What the fuck? Bă, am rămas fără sabie. Trebuie să fac un crafting aici. Nu pot să cred, dar deci eu am rămas fără sabie. Mi se pare că aud un țigan în spatele meu. Dar n-am nici cabl. Se ia o bucată. Așa. Am rămas fără sabie, se mai întâmplă. Acum aș vrea să vă zic că aș putea să fac un parteneriat pe viitor. Încă mă gândesc cu cine. Nu cred că o să fac cu Mașinima, pentru că cam toată lumea face cu Mașinima și aș vrea să fiu puțin diferit față de ceilalți. Știu, ar zice că Mașinima e cea mai bună, bla bla bla. Dar nu mă interesează asta. Sincer, vacile astea mă stresează. Plecați, bă. Așa. Undeva pe aici era cave sistemul ăla. Eu totuși cred că e peștera aia. Sau nu, nici nu știu. Știu. Uite, gata. Videoul l-am văzut ieri. Să sar acolo, să nu sar. Să sar acolo, să nu sar. Cred că o să sar. Va că tu nu veni după mine. Opa, așa. Se pare că este un găvan. Nu, am crezut că e un găvan, dar nu e un găvan. E o simplă cavernă. Mă, ce țintă au ăștia? Ăla deja trage în mine, frate. Și pe mine mă trece căcare, iar... Deci de te Marius, o să ai abonați dacă faci videouri, da. Bun. Hello. Aș sări acolo. Așa, omorâți-vă, mă. Patru scheletoni. Și bute-i de gură la Mircea cel bătrân. Mircea cel bătrân ripostează dându-i în gură și mai tare. Pare că Mircea cel bătrân a murit.
creeperul bere și pușcă. Pizda, mă, ti dai în arbitru. Să cam așa în capul tău de țăran. Bun, hai să facem cât mai ușor și mai frumos modul ăsta de a cădea. Mă jur, m-am săturat de voi. Cât mai are armura? ASEAN! Oh! Uriți, bă! Pușcă, pușcă, pușcă! Așa! Dar nici nu știu de unde trageți. Tu vă în gură. Aha! Deci tu ești vinovat. Prea întuneric. Lumină! Așa mai bine. Care mai dă? Care o dat? Care o dat să ridice mâna? Să ridice cu stâng, care o dat? Deci, vă că o lăsa și niște cărbune, peștera asta e plină de cărbune, văd că. Noroc cu video-ul ăla, că altfel nu dădeam de peștera asta nici la Sfântul Așteaptă. Nu, n-am trișat, vreau numai să văd cum au făcut alții videorile, să mă iau și eu. Adică nu, nu se copiez, Doamne ferește. Că na, să copiezi, să copiați și ce înseamnă să-i fur numele, să-i fur familia, chiloții și chestii de alea. Dar eu nu fur chiloții. E prea igienic. Bun, atâta cărbune, cred că ne ajunge să coborăm acolo jos. Bun, să fim iarăși atenți la să fiu iarăși atent la detalii, pentru că nu se știe niciodată unde aș putea găsi... deci de acolo trăgeai fițar altarul tău. A? Ce-a fost aia? Mi s-a părut că am auzit ceva. Stați așa să mai fac niște torțe. Niște... Nu știu cum le-a zis un coleg de-a meu la chibrituri. Ceva rapid țărănește. Dă-i gură, dă-i Spider-Man! Spider-Man, fuck you, man. Ui, că tămie mi-a venit experiență. Vai, cât bulan. Haideți aici. Uite un cufăr! Întrebare, ce-i cufărul ăla? Ar trebui să fac și eu un cufăr mai mare la mine acasă. A, da, și lava am aflat că găsești doar în penultima mapă, adică deșertul. David Loți! Hai aici, mă cac pe mine. Aș pune pe pauză, dar n-am chef după aia să stau la edita la video. Scuzați suretul ăsta, dar mă doare urechea de la cască, plus cam și ochelarii. Am mai avut ochelari și înainte, dar nu de mult o trebuie să-mi iau iar. Dar ce vă interesează pe voi? Bine. Charlie 2. Unde pizda mă te-ai stras? Poc. Aha. Suge-me pula. Dar de unde o fi căzut săragii aia doi de acolo? Bă, dacă sunteți. Asta e mapă de hardcore, ce pula mea. Care va sta acolo sus și mă pândește cu AVP-ul, nu-i corect. Fai de capul meu. Pun speranțe că găsești ceva bun. Da, o pulă. Oase, cărbune și 5 bucăți de aer în inimă. O să revin asupra acestei spre peșterii alea. După ce-o termin pe asta. Încă un țigan! Ce dracu? Ce-a fost aia? Care ați bubuit? Bă, jur, m-am uitat la tine din greșeală, mă. Nu vreau... Nu vreau să par rasist. Dar, păi... Tu te superi, uva de-aia că mă uit la tine. Deci de-aia n-ai tot prietene, Enderman-ule.
Da. Fix de aia n-ai tu prietena. Muriți, bă! Pușcă! Aleluia! A, te bă, te bag cu chibritul, mă! Vede și ăla! E, bă, doi zombi cu armură de gold! Armură de cocalar! N-a ce tare! Mă, întâi trebuie să scap de țiganul ăla. Nu știu cum dracu o să-l bat. Eu n-am experiență în bătut de țigani. Țiganii ăștia au mai multe drepturi decât noi, mă. Serios vorbesc. Bă, coaie, deci până la urmă mă ataci sau ce pula mea? Sunt multiviolat! You getsy! Nu pușca, bă, că vreau să-l violez pe la cu armura. Ai de pula mea! Nu! Gata, bă! Te bag cu toporișca! Aceea e, bă, eu mă joc! Ai de pula mea! O să mor aici! Bă, ăla are casca cu enchant? Li-i zgârcit tu, că nu mi-a dat-o. O, va zgârciți jocul ăsta, bă, să bat piciorul de ru. Mi se fute armura. A murit, mă, dă-vă dracu, bă, cap și lag din cauza voastră. N-ar fi bine să mă pun pe peaceful pe mapa asta. Pentru că nivelul recomandat este cel puțin normal. Uite, bă, ăla cu arcul. No, gata. Bat pula în tine, trec peste. Uite-mi cu cufăr. O, frate. Tu-ți altarul, băti. Tăte, bă. Mor, bă. Ăla-i. Mor. Am săturat, bă, de mapa asta. Vreau să o gata odată. Vă dați seama, asta e numai prima insulă. Bă, parcă scheleții trag mai repede în versiunea asta. Nu știu, așa, sau mi se pare? Nu cred. Show inteligent, mă duc cu toporul în mână. Nii level 25. Deci, bun, ăla a fost al treilea, pare mi se, chest. Și ăsta o să fie... Care o da, mă? Bă, nu vă săturați, mă, să vă bateți, mă. Peștera aia la altă vizită noi în altă dată. Hai să ce comori sunt astea. Melon seed-uri. Ai, mă, porcării. Atâta chid pentru niște meloni pe care nu o să-i plantezi nici la spântul așteaptă dacă n-am căul pentru... casă. Întâi trebuie casa și după aia îmi fac eu fermă. Greu viața asta. Nu știu dacă mai am timp. Nu cred. Hai că mă fug repede până la mine. Dar nici jos la distanță mare chesturile unul de altul. Adică nu. Așa dacă stai și bați fiecare monstru. Așa durează. Pare că durează o veșnicie. Dar păi așa. Nu mai știu, mai știu pe unde am intrat. Știu că parcă pe undeva pe aici. Și am sărit pe scheletul ăla. Mi-am dat o lovitură de grație. Așa.
altceva nu știu. Oricum am să fac mai multe episoade azi, numai că aș vrea să mă cac întâi și după aceea. Sper că nu vă supărați. Căcarea e mai importantă. Ia, cred că e dimineață. Ai, vaca, mă, încă n-ai plecat. Da, e dimineață. Următorul biom o să fie un biom de swamp. Adică, unul de mlaștină. Acolo ci că sunt spawnere de oi, deci o să pot să fac pat. Am deja o bucată de lână, 39 de oase. Bai, să mergem acasă acum. Pentru că... A, uite acolo. Băi, și-a bocolit tot ce asta era lângă. Doamne, ce bou pot să fiu câteodată. Bun, oricum, mina asta nu o să mai folosesc. Cum pot să-mi umplu ăsta cu prostii? Să scot astea. Și asta a fost tot din acest episod, oameni buni. Sper că v-a plăcut și am să mai vin astăzi cu câteva. Acum mă scuzați, dar mă duc să mă eliberez de mine însumi. Cred că o să fiu mai ușor cu vreo 2 kg. Până atunci, pa, pa!